Preoții din protopopiatul Bacău s-au întrunit astăzi în Sinaxă. În deschiderea lucrărilor, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în Biserica Sfântul Nicolae. În cadrul slujbei a fost hirotonit un preot. Potrivit tradiției statornicite în eparhia noastră, am continuat șirul sinaxelor preoțește din cadrul eparhiei. Astăzi, aici la Bacău, în Biserica Sfântului Nicolae, s-au întrunit preoții protopopiatului Bacău în număr de aproximativ 125. Am avut prilejul ca, întâlnindu-mă cu preoții în sinaxă, în liturghie, să le reamintesc o parte din datoriile care ei le au de împlinit acolo unde au fost trimiși în parohiile și în mijlocul credincioșilor încredințați lor spre păstorire. Le-am reamintit datoriile lor sacerdotale, preoțești, datoriile lor administrative, datoriile lor, mai ales și în primul rând, față de credincioșii care le sunt încredințați, precum și de cei care au anumite lipsuri. Și câte lipsuri nu au unii credincioși ai noștri, iar preotul trebuie să fie cel care să ajute, să dea, să sprijine, să găsească posibilități sau soluții la multitudinea problemelor care se ivesc în parohiile lor. Am avut astăzi o zi minunată, din mila bunului Dumnezeu, pentru tot colegiul preoților protopopiatului Bacău, întrucât arhipăstorul de Dumnezeu binecuvântat în acest ținut al Romanului și Bacăului, în slujba Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii cu toți preoții băcăuani, am împlinit cele sfinte după dragostea și după jertfa fiecăruia. La final s-a oficiat un parastas pentru părintele Constantin Leonte, trecut la cele veșnice în urmă cu 10 zile. El a fost slujitor al acestei biserici timp de 17 ani.